Salutare! Astăzi este 11 august și am terminat și am luat restanța chinuită. Așa că oficial nu am făcut adevărat o licență și gata. Dar pentru mine asta a fost cel mai mare stres, așa că licența cred că o să fie foarte ok. Vreau să în vlogul ăsta o să citim, pentru că în sfârșit sunt gata, sunt liberă, mai am aproape un an de zile, aproape un an până la licență, deci o să mă relaxez teribil. Și o să citim enorm. Abia aștept să văd câte chestii o să învăț în perioada asta. Așa că o să vă prezint o carte pe care am citit-o și trei cărți pe care vreau să le citesc azi și mâine, pentru că sunt cărți de poezie și o să le citesc repede, cred. Am citit zilele trecute în perioada asta de învățat, am citit Pe cerjetoane de Mihai Vașcu, care este un poet pe care l-am cunoscut la Strada fără nume și mi-a plăcut foarte, foarte mult volumul lui, pe care vi-l recomand să vi-l luați de la Cărturești, acolo l-am găsit. Și o să vă citesc ce scrie pe spate, care mi se pare incredibil. E scris de Nora Iuca și spune... Nu încercați să înțelegeți ceva când și dacă citiți poezia lui Mihai Vașcu. Fiecare aveți libertatea să vă înțelegeți pe voi în el, acel voi pe care voi înși vă nu-l înțelegeți în voi. Ceea ce pot să zic că e foarte tare. De multe ori caut și căutăm literatură care rezonează cu noi și care este de fapt asemănătoare cu viața pe care o ducem și lucrurile în care credem. Așa că citiți cartea asta eventual. Iar acum o să citim, vreau să citesc Ucenicul Soarelui, care este, nu o să încerc să pronunț numele, dar acesta este un poet croat, cred? Da. Și o să citim această carte în traducerea... e foarte greu cu numele astea. Traducerea de Adrian Oproiu și Goran... ceva. O să scriu titlul, o să scriu traducătorul aici. Dar mi se pare foarte important să menționăm cine traduce cărțile pe care le citim. Mai ales când vine vorba aia de poezie, pentru că e un efort supraomenesc să traduci poezie, pe părerea mea. Și în general, părerea oamenilor e că e supraomenesc să traduci poezie. Apoi o să citesc Avalanșe pe sfârșit, antologie de poezie islandeză, așa că se vede. Antologie de poezie islandeză contemporană și tragerea e făcută de Ioana Miron, care mă tentează foarte tare pentru că n-am avut nicio legătură cu literatura islandeză în niciun fel, nici nu mi-a trecut prin cap. Și abia aștept, cred că cu asta o să și încep acum. Iar ieri am fost la lansare la Institutul Max Plecher a acestui volum. Noi cei care am râs de Miroslav Holub, care este un poet croat, a fost un poet croat, care a murit în 98. Și ei l-au descris, au încercat să vorbească despre el și au ajuns cumva la concluzia că ar putea fi, nu au reușit să-l încadreze în niciun curent, dar au ajuns la o concluzie că ar fi cumva existențialist, nu suprarealist și în zona asta, dar în fel de, cumva ideea era că nu i-au găsit nicio categorie în care să-l bage. Și traducerea este realizată de Claudiu Comartin și Jirina, din nou, o să pun numele aici pentru că nu sunt în stare să pronunț și nu vreau să stric să spun greșit numele oamenilor. Și mi se pare, oricum cumpăram cartea, dar când auzesc că ar putea să fie existențialist, m-am dus și-o cumpărat-o imediat, că știți cum sunt.
este altă zi, este miercuri și sunt foarte, foarte relaxată zilele astea pentru că pot să citesc și foarte, foarte bucuroasă. Azi am fost în oraș și am citit la cafea și am realizat că nu am nimic de făcut pentru că nu mă duc nici la job în perioada asta. Și nu am nimic de făcut și e foarte straniu pentru mine, pentru că toată viața mea am fost go, go, go și acum nu mai am unde să go. Și am realizat... Mi-am luat azi la cafea, o să vă arăt. Eu am două culegeri care sunt pentru franceză, din care eu am lucrat, dar nu le-am completat. Nu sunt completate integral. Și se numește Grammaire Progressive de Français și aveam varianta intermediară și acum am nivou avansé. Și eu am gândit că trebuie neapărat acum să mă apuc să învăț și mai multă franceză și mai multă gramatică. În condiții care eu am terminat cu restanța luni, azi fiind miercuri. Adică ceva clar nu e ok, nu pot să mă relaxez, dar nu mă simt bine, nu mă simt absolut deloc bine dacă stau. Dar am renunțat rapid la ea pentru că am realizat că nu-mi place gramatica. Și am terminat, în sfârșit, avalanșa e pe sfârșite și am postat pe Instagram, cred că e ultima postare, nu cred că am mai postat nimic de atunci, e ultima postare în care am niște citate care mi-au plăcut foarte, foarte mult și nu o să încerc să citesc numele poeților și poetelor, pentru că nu este o opțiune pentru mine, pentru că nu știu să citesc așa ceva. Dar e foarte fain, mi-a plăcut super, super mult. E foarte interesant pentru că n-am citit până acum niciun fel de literatură care se învârte cred că cel mai mult asta m-a surprins, forma asta de relief, pentru că sunt foarte multe poeme despre fiorduri și despre gheață și despre chestii glaciare și zăpada vine peste și toate lucrurile care se învârte jurul lucrurile astea și e evident pentru că e poezie islandeză. Dar ca idee, eu niciodată m-am gândit, adică am citit poezii cu munți, poezii cu mare, poezii cu chestii astea, dar că vine fiordul și nu știu ce. Pentru mine e foarte interesant, pentru că n-am citit niciodată așa ceva și pare e o chestie foarte trivială pentru ei. Și mi-a plăcut foarte mult. Iar acum voi începe toate cele trei cărți pe care le citesc în vlog ăsta la Casa Editură Max Plecăr. Eu le-am tot cumpărat și s-au adunat și nu le-am citit. Așa că am terminat avalanșa pe sfârșite. O să citesc cu Cenicul Soarelui și mi-am luat duminica de la lansare, dacă cred că v-am zis deja, de noi cei care am râs de Miroslav Holub, care este un scriitor ceh. Dar acum vreau să mă mai infuzez cu puțină poezie contemporană, că mai e nevoie și de inspirație. Așa că o să citesc asta, o să-mi pun ochelarii, pentru că am realizat că nu mi se mai focusează ochii la fel de bine pe cât mi se focusau. Ceea ce e trist, dar e pentru sănătatea mea oculară. Așa că o să continuăm să citim. Ce puțin eu o să continuăm să citesc, voi nu știu ce faceți. Așa că pa! Astăzi este luni și din câte ați văzut mi-am băut mai devreme cafeaua și am citit. Am citit un pic din Ucenicul Soarelui de Marco, nu vreau să citesc numele, nu vreau să, cred că mai sunt studiuri, dar nu vreau să zic numele greșit. Și mai am 5 pagini, nu știu ce m-am oprit. Și o să continui cu Noi cei care am râs de Miroslav Holub. În vlogul ăsta am citit numai poezie contemporană și chiar numai cărți de la Max Plecăr pentru că le aveam pe toate luate și nu știu ce așteptam mai exact să se întâmple ca să le citesc. Așa că am zis că e momentul să le citesc, pe toate și azi cred că le termin. Dar în vreo oră jumătate trebuie să mă duc spre muncă
și cred că reușesc să termin cărțile până atunci. Probabil va trebui să și mănânc ceva. Încă mi-am terminat cafeaua, dar m-am pregătit să plec. Adică sunt gata ca să pot să citesc. Probabil o să-mi fac unghiile acum și... nu știu, încă nu știu dacă postez vlogul ăsta azi, dar trebuie să-l postez azi. Nu știu dacă am timp să le... dar cred că am timp să le editez acum. Și... trebuie să le editez acum și-l postez azi, ca să fie cumva toată poezia adunată, în cazul în care o vedeți azi. Da, a fost relativ o săptămână de trecere, de tranziție mai mult, de la restanța pe care am dat-o, la piața care urmează anul ăsta, care este fără nicio licență și va fi un an cumva de pauză până îmi dau licența în iunie, pentru că singurul lucru pe care o să-l fac relativ productiv cu viața mea e să muncesc și vreau să-mi dau seama exact ce vreau de la toate rețelele astea de social media, ce vreau să fac cu TikTok-ul, ce vreau să fac cu canalul de YouTube și cu prezența mea în general pe social media. Și am realizat cumva că scopul meu nu este clar nu este unul didactic, doar că încă încerc să-mi dau seama cum aranjez lucrurile astea și cum îmbin faptul că vreau să scriu cu faptul că încet, încet devin un micro-influencer și nu știu cum mă raportez la ideea asta. Îmi place să cred că pot ajuta oamenii, dar nu știu în ce măsură pot eu ajuta. Dar noi mai vorbim despre asta și prin mesaje cu câțiva dintre voi care mai dau mesaje și mă mai întreabă diverse lucruri. Și da, acum vreau să termin cu Ucenicul Soarelui, cele 5 pagini care v-am zis. Și atât, cred că o să continuăm repede cu noi cei care am râs. Și atât. Tocmai am terminat Ucenicul Soarelui. Așa cum v-am zis, și o să continui cu Noi cei care am râs de Miroslav Holub. Și mă gândeam, m-am ținut tot timpul cât am filmat vlogul ăsta să vorbesc despre faptul că am renunțat la Goodreads. Și cred că este cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată. Goodreads, dacă vă uitați la vlogul ăsta și nu știți ce, e o aplicație de monetarizat și recenzat cărți. Mulți oameni folosesc asta ca să vadă recenziile la anumite cărți, iar alți oameni ca mine o folosesc și pentru a monitoriza câte cărți citesc. Și chestia asta devine ca orice altă aplicație de monitorizat sau ca orice lucru pe care îl monitorizezi în general, poate deveni foarte toxic pentru tine, cum a devenit pentru mine, și cu siguranță pentru mulți alți oameni, pentru că cititul unei cărți, pe lângă faptul că, da, ok, îmi place să citesc, devenise o altă chestie pe care o terminam. Și poți să-ți setezi o provocare anuală și să-ți propui un anumit număr de cărți și aplicația îți spune dacă ești ok cu timpul sau dacă trebuie să citești mai repede sau mai mult sau în fine. Și am renunțat la Goodreads pentru că am realizat că mare parte din motivul pentru care terminam repede cărți era ca să-mi ofer mie satisfacție că am terminat cartea. Și am realizat că nu trebuie să le monitorizez nicăieri, în absolut niciun fel. Nu am nevoie să îmi pun cifre sau să îmi impun cifre. Și pur și simplu nu vreau să mai fac asta. O să rămână fix așa. Am terminat cartea asta, nu am nevoie să o postez nicăieri, suficient că am în bibliotecă și știu de ea. Poate deveni frustrant pentru că vrei să știi câte cărți citești sau așa, și Goodreads pentru mine a fost foarte bun în perioada în care mă apucasem să citesc constant pentru că aveam nevoie de ceva care să mă țină și faptul că postam acolo că am mai citit, am terminat jumătate de carte, realizam că ok, mai am un pic ca să pot să o termin, dar nu am nevoie acum de nici, nu mai am nevoie de nicio aplicație care să mă țină accountable când citesc. Așadar, nu mai am nevoie de Goodreads în viața mea și maxim pot să mă uit la recenzii, dar găsesc recenzii și pe internet. Mare parte din recenziile pe care mi le iau aș vrea să fie de la persoane avizate, nu neapărat dacă oamenilor le-a plăcut, pentru că rare ori citesc o carte care îmi place sau mă atrage pe mine strict după, nu știu,
tematică. De obicei mele cărțile strict importante și considerate importante de către cei mai avizați. Nu știu dacă e o idee bună, dar așa mele eu cărțile. Și mă bucur foarte mult că am renunțat la Goodreads și mă simt mult mai liberă și foarte, foarte împlinită cumva că s-a întâmplat chestia asta, pentru că era o chestie enervantă, în spinare. Acum o să continui cu Noi cei care am râs și cam atât. Probabil că ne vedem săptămâna viitoare cu un alt vlog, probabil acum o să mai citesc și cam asta a fost vlogul.